veți fi invitați la o călătorie de la copilărie până în prezent, până în servitude, dar în ultimii 300 de ani. Nu vreau să vă dau detalii despre muzeu pentru că vreau să-l vizitați, dar am purtat muzeul de ce? Uitați-vă în jurul dumneavoastră și ce vedeți? Cred că ea e cea mai mică, da? Avem și niște seniori minunați. Vă mulțumesc că ați urcat scările. Deci, iată, salonul de bandă desenată se desfășoară într-un loc ideal, pentru că aceasta este ideea muzeului, să predea ștafeta, să ne uităm în urmă, să vedem ce a fost, ce va fi. N-am să vorbesc mult despre salon, pentru că am să-l las pe unul dintre cei care au inițiat. Salonul plinește 5 ani, dacă nu suntem măricei, mai avem un pic al timp și la școală. Prima ediție a avut loc la Palatul Suțiu. Ideea aparține istoricului dr. Adrian Majuru, împreună cu autorul de benzi desenate, Mihai Grășdeanu. N-am avut ce face, s-au apucat să facă benzi desenate, după aceea și-au dat seama că sunt foarte mulți oameni talentați în țara asta și trebuie să fie expuși. Cum se expune, cum să aducem acești oameni talentați decât printr-un salon. Mihai Grășdeanu, spune-ne câteva cuvinte despre acest salon și după aceea continuăm. Așa este ediția, prima ediție a salonului. A avut loc acum 5 ani, în 2015, la Palatul Suțu, care a pornit de la această idee de a crea povești în benzi desenate, de a atrage artiști foarte talentați să creeze planșe de bandă desenată, dar mai ales să atragem copii, elevi de liceu sau artiști de la un arte, de la facultățile de artă, să se exprime, să se exprime și să transpună, așa cum văd ei, acest oraș, capitala României, să o reprezinte atât grafic, dar și prin text, prin povești. La această ediție, cred că este cea mai reușită și mă bucur că este chiar și ediția aniversară, este cea mai reușită pentru că avem foarte multe planșe de bandă desenată, atât ale autorilor consacrați de bandă desenată, de la noi, dar și avem planșe din străinătate, spre exemplu, Bucureștiul văzut de un italian, dar și o călătorie de la Cluj până la București. Chiar am primit de la școala din Turda, de la elevii de la școala Părea Cloșca și Prișan, planșe de bandă desenată cu Bucureștiu, o aventură a domnului Goe în București. Această ediție este cea mai reușită pentru că avem un număr foarte mare de planșe. Felicitări tuturor și vă felicit dintr-un motiv care e foarte dificil de conturat. Știți cu toții, trăim într-o țară ușor disfuncțională. Însă ceea ce voi construiți aici este țara funcțională din viitor. Cred că, până la urmă, banda desenată m-a gândit eu acum cu minimă, un foarte bun antidot pentru timiditate. Ca și fost adolescent, acum așa aș fi vrut să spun cuiva ceva, aș fi ales banda desenată și aș fi pus-o prin poștă. E vorba că e despre o fată sau despre profesorul de la școală. Acum, ce ne interesează, de fapt? Să construim un mecanism social, prin acest culoar cultural, în care foarte multe vârste să-și poată construi treptat un traseu profesional și să facă performanța acolo. Asta poate fi hobby sau poate fi carieră ulterior. Pentru asta cum sprijinim? Vrem într-adevăr să publicăm pentru acest salon un catalog. Dar pe de altă parte publicăm și romane grafice. Unul dintre ele a fost publicat acum 3 ani, Tata Moșu, trebuia să fie un roman ilustrat și un film făcut de Radu Gabrea, dar între timp pietul Radu Gabrea s-a stins și acest proiect a ajuns un roman grafic. În iulie va fi lansat un roman grafic al desenatoarei Elena Ciolacu, Oameni de unică folosință, despre Alzheimer și să devenim conștienți ce înseamnă o îmbătrânire accelerată în condițiile unui oraș care își pierde răbdarea și trebuie să adaptezi cu orice prag de vârstă și dincolo de 50 de ani ca să fii performant, însă nimic pot ține pasul. De ce? Pentru că biologic suntem aceiași de acum 5.000 de ani. Chiar dacă în ultima sută de ani s-au îmbunătățit condițiile de trai, trăim mai mult,
ne pensionăm mai târziu și acasă avem mai mult confort față de străbunicii noștri, indiferent de trăiau ei pe această planetă. Dar revenind, ne interesează să promovăm pe aceia care doresc mai mult. Iar ca punct final, noi avem un newsletter, se cheamă București în 5 minute, este aici, puteți vă avem programul pe spatele lui. Acest newsletter de luna iulie, deci luna următoare, va fi dedicat acestui salon cu precădere și vreau să includ în acest newsletter cele 8 planșe ale marului premiu de astăzi, felicitări. Vor fi 6.000 de exemplare care vor pleca 1.000 către aeroport, 100 în primărie la domnii consilieri, că trebuie să știe și ce se întâmplă cu noi aici, mai ales aici. Da? Și apoi, vizitatorii din ea, care vin și pleacă cu el pentru că este gratuit. Pe de altă parte, și copiii voștri vor debuta în catalogul care va fi tipărit. Drept urmare, haideți să rămânem împreună și să vedem ce putem face, măcar aici să ridicăm masa titlului de care avem nevoie.